Salutare tuturor, aici este Bob Spider și bine ați revenit la un episod din Assassin's Creed Syndicate. Ultima oară când ne-am întâlnit, am mai chillișat la, cum se cheamă, Jacob și am făcut o misiune de sus, curtuță, unde doar am scos pe cineva afară și am aflat niște informații, iar acum ne folosim de acele informații, presupun, pentru a elimina sau găsi pe cineva sau a afla mai multe despre ceea ce se întâmplă de, legat de un jaf, parcă, da, legat de un jaf. If only I knew which shipment it was, then I could trace the weapons to their owner. Okay. Capital idea, Freddy. Good job, Freddy. Here we are, the shipping docks. Now, where are the Cockham crates intended for Mr. Plutus? Smuggle. Oh! Stai, ce e aici? Oh. Îți pare că sunt, nu știu, pentru nu știu ce chestii alea. Dacă le luăm pe toate. Flori presate. O, da. Tât, ușurel. Ah. Stai, l-am afectat? What the fuck, până acum de nu l-a afectat? Oh. LOL. Gata. Și am apoi de ce să-i verific, ia să vedem. Ia, aici e oare? Where the devil is it? Ce să fie? Cred că n-am fost atent când am spus ce era ceea ce caut. Mi se mai întâmplă chestia asta. I-am scos niște, am scos niște chestii din curul lui. Mă, dar ce poziție au luat și băieți, adică sunt pregătiți să-și ia în dos, adică de-a binele. Well, bolt, așa, bombe. Sper că nu mai scapă vreunul. Shit. Ce? Up! Da, da, da! Cum să nu? Ah, mai repede! Ia-mă și tu aici, că e loc destul. Nu, când ne-a ajuns de mult. Ia ce aici? Nope. Maybe later. Dracu britanici cu ceaiul lor. Ok, hai să vedem cum cum lucrăm mai aici. Tut. Ok, să nu mai nimic interesant la el. Opa, găsit. Bun, ceva ușor de folosit ca să asasinăm pe unul altul? Nu. E probabil că frânghe ea. Let's go.
Vino coace! Mă, o ignoră că a murit așa random în fața lui. What the fuck? Ok? Ce-am găsit? Hello. Oh. And now to wait for the crates to be retrieved. Stai puțin. Aha. Hai coace. Vino qua. Hopa, sus, sus și mai sus. Ia. The fuck? It's a shame I can't stop in for a pint. Hai, este să stau cam așa. Ne, uite, asta chiar că e foarte bună când vei să urmărești pe cineva. Sunt ca Spider-Man în puii mei. Dar chiar că uite, băi, câtă ceața. Bă, ești în Anglia. Ceață, ploaie, ceai în puii mei. De toate, adică asta nu înțelege. Nu cunoști stereotipul. Hai, nu pleca! Și hop. De ce s-a oprit aia acolo? Nu știu. Asta cumva consola să proceseze ideea. A, aici, grupare. Da, mă, hai odată. Hai, să cauzeți puțină panică. Atât. Vedeți? Puțină panică mereu ajută. I bet Greenie's tailing Evie right about now. Good luck. What? A, Greenie. Eram, dar ce rând a fost asta, bă, Jacob? Ce Dumnezeu îți pasă ție acum ce face Mr. Green și Eve? Adică... scrie undeva că sunt pe cale să-și o dau unui alte? Nu-i ca și cum Mr. Green vrea să arate Hidden Blade-ului. Doamne... ce se pun comparațiile mele sunt groaznice. Hai, păpușă, te scot în aranj să-ți arăt Hidden Blade-ul meu. Doar te voi înjunghea puțin cu ea. Doar te voi înjunghea puțin așa pe locuri. Ăla e targetul principal? Can I kill him? Adică pot să fac asta. Cum i-am tras în picior. Ha? Nu, a tras prea mult atenție. Ok, nu mai fă prostie asta. N-a fost intenționat, a fost așa. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Adică vedeam că nu se întâmplă nimica. Of, Jacob, de ce mai pot să fac chestia asta? Pe bune. Sunt un om groaznic. Sunt un om rău. Să risc cu furcele și cu maimuțele. Lucrurile nu merg așa cum trebuie. God fucking damn it, mate. God fucking damn it, mate. Ok, hai să încercăm a doua oară s-ar putea să reușim. Aici. Păi ce, ar trebui să sar jos în aia? Era fain dacă mă puteam arunca acolo în cargo. Uite că pleacă.
panoramă. Alu! Nu vă sunt pasta. Deci, auzisem eu, I see you up there, eram... Yes, lead me to Mr. Pletus. What the fuck? Sus! Oh my god, vine trenul ăsta aici. Ce-a rămas el de tren? Pe el! Hey yo! Ce că-mi place să-l urmăresc pe ăsta. Hai, hai. Go! Shit, 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 shit. Vino înapoi! Haide, vino înapoi. Vino la mine. Ce-ara cart, ce-ara mătii cartule. Mă duc sus că n-am cum altfel. Tail the car, ok, the car, frate, 100 de metri, nu e ca și cum nu l-ai vedea, știi? Stai! Vin! Dar nu, mai, zicea warning, nu zicea desincronizat. Ha, mă, dă-mi pisici de treabă, de ce, de ce, joculețule, de ce-mi faci tu mie de astea? Ce ți-am făcut eu ție? Ce ți-am făcut eu ție? Man, Bobby are treabă, Bobby are treabă, come on. Nu fi țăran. No, deși loading screen-urile astea sunt așa de lungi în pana mea, adică pot să mă duc să mă și cac între timp. Scuzați-mi expresia, dar adică pe bune mă pot duce să mă și cac. Până când ăsta se încarcă. Hai de capul meu. Se spunea că o să va fi o misiune simplă. Fost mințit. Ăla-i mă. Cum iau pe toți și îi verific. Hai, nenea templar. Fucking train, mate. Finally. Nu acolo. Lead me to Mr. Pletus. Oh, Doamne. Să urmărești pe cineva atât de enervant. Special când clădirile sunt așa de anapoda făcute. Zipline în ajutor! Du-te, du-te, du-te! Nu, înapoi! Sper că e decent. Oh my god, ce viteză bagă. Frate, cum se spune să-l urmărești în halul ăsta? Cu bâzdâcul ăsta așa. Yeah.
Așa. Sus. Hai mă, tu zgâtul mătii de clădire proastă ce ești. Vai de cap. Bă, dar ce enervant ești, cum se spune să stau? Bă, știu ce fac. Nu, e cea mai simplă idee, ia o căruță. Ia o căruță și stau în spatele lui. Crezi că poți să-l... Vedeți ce se întâmplă dacă te obișnuiești cu un alt tip de Assassin's Creed? Aici ești, nu știu, trebuie să aduci aminte, bă, există, în jocul ăsta există căruțe. Știi, în jocul ăsta există căruțe, în jocul ăsta există chestii. Ah, fuck my life. De ce au trebuit să bagi căruțe? Ce nu am putut să bagi direct mașini? Mi-a s-ar fi destul dubios. La ce nu mă las să stau cu el pe căruță, gen, stau pe picioarele lui? E ca și cum ar vedea sau ceva, adică, incognito. Nu, că așa fac, mă duc, o bapă fraiera aia, caut o căruță și mă duc pe curul lui. Cel mai simplu. Cel mai fucking simplu, ideea e să găsesc o căruță. Că dacă nu găsesc o căruță, îmi pui mie ce drag fac. Ok. Runda a treia. Commencing. Taci. Hai să vin pe partea asta că vine trenul. Și uite-o și o căruță. Ale mă. Don't get too close, ok? Let's go. Hai mă. Oh shit, stai că de pe aici controlezi. Mă credeam pui mei în alte jocuri. Te miștai să ai oameni în oraș și să stea după tine. Place că pe consolă poți să apeși puțin pe buton și merge mai încet. Taci că el nu observă că sunt două căruțe în spatele lui. Haide. Cine un căluț drăguț? Tu ești. Hai. Ce ușor e. Și mă chinuiam că a disperat atunci. Ce face la fete? Vrea să meargă pe contrasens? Uite, suntem în Anglia, frate, mergem invers. Wow! Wow! Cum a intrat ăla acolo, lol! Same routine as before. The twopenny opens a vault, we robs it and leaves the money in his storehouse. Look sharp, the boys are waiting. To the Bank of England. Yeah. Yeah. Easy. Și toată chestia asta putea evitată dacă făceam cu o căruță. Dar cine? Emisiune de aia mare. Emisiune mare, băieți. Emisiune mare. Șapte emisiune mare. Și ce înseamnă asta? Emisiune mare. Da. Ok, lumea, cam asta ar trebui pentru partea asta în Assassin's Creed Syndicate. Sper că v-a plăcut, nu uitați să like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!